Aproximativ 20 de olteni cărora le-a fost distribuit cardul de sănătate refuză să îl primească invocând argumente religioase ori legate de libertatea de expresie și gândire. Din păcate, în ultima vreme ne confruntăm cu o reîntoarcere a unor carduri care au fost deja distribuite către asigurați, deși s-a spus foarte clar că acest card este obligatoriu pentru acordarea servicii medicale începând cu 1 mai anul acesta. Există persoane care, din motive culturale, religioase, de identitate proprie, nu știu cum să le numesc, au decis să reîntoarce acestor carduri către Casa de Sănătate. Noi nu putem să le refuzăm acest lucru, cardurile o să fie preluate de către angajații noștri și o să fie ținute în Casa de Sănătate până când cel care le posedă sau proprietarul lor o să decide să le reia sau să aibă altă formă de dovedire a calității de asigurat. Alternativa pentru cei care refuză cardul de sănătate din motive religioase sau de conștiință va fi o adeverință de asigurat valabilă 3 luni de la emitere. Cardul de sănătate poate fi folosit de la 1 februarie, iar de la 1 mai acesta va deveni principala modalitate de a demonstra calitatea de asigurat în sistemul medical.